Salut, YouTube! În urma discuției anterioare despre care ar fi lama potrivită și ca urmare a faptului că am stabilit că lama potrivită este aleasă în funcție de activitatea pe care vrem să o desfășurăm cu ea, un prieten mi-a arătat acest topor. El a împrumutat să-l folosesc, spunând că pentru el o topoișcă de genul ăsta este mai mult decât un desculătoare pentru activitățile pe care le desfășoară când iese în natură. Și haideți să vă arăt despre ce topor este vorba. Avem inscripția Gerber, atât pe teacă cât și pe mâner. Teacă este relativ simplă, avem aici atât o buclă ca să o agățăm de rucsac, cât și posibilitatea de a o purta la centură. Inconvenient din punctul meu de vedere este că trebuie să scoatem cuțitul pe partea de deasupra, toporul, pardon. Și de asemenea, aceste nituri pot să afecteze cumva, zic eu, lama dacă atingem de ele, deși teaca poate destul de bine făcută și nu prea văd riscul de a atinge niturile cu tăișul. Acesta este toporul. Din punctul meu de vedere, topor este mult spus. Este mai mult o lamă mai mare, dar nu topor. Revenim, avem acest mâner care este plastic cauciucat în aceste zone. Avem o gaură pentru șnur. Avem acest cioc care ne permite să-l ținem bine în mână și, din punctul meu de vedere, ciocul combinat cu cauciucul elimină riscul de a-l pierde, de a-l sări din mână. Pare să fie full tank. Avem aici ieșit o bucată de metal. Poate fi folosit, deci, pentru spart alune, pentru spart gheață și așa mai departe. Și poate fi folosit, deci, ca și topor. Interesant sau nu neapărat interesant, pentru a-i mări capacitatea, pentru a-l face mult mai util, producătorul i-a făcut aceste două scobituri pentru degete, ceea ce ne permite să îl prindem de cap, de sub cap practic, și să îl utilizăm pentru lucruri de finețe. Mie îmi place să folosesc cam așa toporul, ceea ce îmi dă un control foarte mare asupra acestuia și pot face lucruri de finețe. Haideți să vedem acum cam ce ar putea să facă. Am aici o bucată din nelipsitul lemn de stejar, uscată, pe care vom încerca să o spargem cu acest toporaș. Vedeți că avem un nod aici. Haideți să vedem ce putem obține. Sincer, eu nu aș batona cu acest topor decât să-l folosesc ca topor, dar haideți să încercăm să vedem, nu știu, n-am folosit niciodată așa ceva. Exact cum așteptam, datorită faptului că lama este foarte îngustă, nu putem avea pretenția să depărteze prea mult lemnul și ca atare să-l spargă cu ușurință. Vorbim încă o dată, spun, de lemn de esență tare, este jar și de o frumusețe de nod aflată undeva acolo. Deci, vrând nevrând, vom reveni la metoda pe care am precizat-o înainte, și anume vom batona și să vedem în situația în care vom folosi un baton cum se descurcă. Mecanismul este identic ca și când am folosit un cuțit. Și iată că nu a fost nevoie să împlântăm în totalitate lama toporului în lemn pentru a-l sparge. Deci, la capitolul spart, am mari, mari dubii cu privire la utilitatea lui în natură. Haideți să încercăm să-l folosim cumva și așa, să vedem dacă se poate folosi. Nu prea îmi vine. Dar pentru spart bucățele mici de lemn, pentru ceva de genul ăsta, văd că poate fi folosit. Haideți să încercăm să facem o așchie mai lunguiață.
să o folosim pentru feather stick. Nu știu dacă am ales, nu. Nu este partea cu nodul, astfel încât o putem îndepărta. Și haideți acum să folosim toporul pe post de cuțit, să vedem ce putem obține cu el. Exact cum am așteptat, poate fi folosit în această manieră, putem obține feather stick, sau nu neapărat feather stick, dar așchi, care să ne ajute să aprindem focul, după cum bine vedeți. Datorită faptului că vorbim de stejar, avem o problemă în a găsi zona propice pentru a face acei cărlionți de lemn necesar, dar pe scurt, dacă este nevoie, ne putem descurca, după cum bine vedeți, punând un pic de presiune, un pic mai mult presiune pe ramă, putem să obținem așchiile care ne interesează, fie să le menținem pe băț, fie ulterior să le dăm jos și să le adunăm pe un șemag, pe un rucsac, pe orice altceva. Deci, după cum bine se vede, la acest capitol poate fi folosit cu încredere. Și acum am spus, în opinia mea, este mai mult un cuțit cu o formă mai ciudată. Vedeți că aici putem spune că se aseamănă cu acele cuțite ulu ale eschimoșilor. Și eu văd acest topor putem fi folosit fără probleme să curățăm o bucată de piele și așa mai departe. Bun, vom reveni din nou la funcția de topor și am să încerc o priză cu două degete să maximizez greutatea pe care o are, astfel încât să pot să tai această bucată de lemn. Haideți să vedem ce putem face. De data aceasta n-a fost chiar rău. Nu a tăiat din prima, dar suntem aproape. Este vina mea că n-am ținut bine lemnul, s-a răsucit și așa mai departe. Ok. Avem lemnul tăiat. Haideți din nou să folosim pentru a las puțin. Bună utilitate. Acum un pică, era fixa. Poate fi folosit la cioplit. Fiind de dimensiuni mici, relativ greu în partea din față, vedeți că am obținut un vârf pe care îl putem folosi pentru un țăruș de cort într-un timp relativ scurt. Haideți să încercăm să vedem cum se va descurca dacă vom dori să facem crestătura în forma cifrei 7. Intră destul de adânc în lemn, datorită formei lamei, care este subțire. Și iată, nu avem probleme în a obține crestătura dorită, chiar dacă lama este un pic mai ciudată. Voi încerca să obțin și crestătura cu cioc pentru a tărna oare, pentru că mi se pare foarte îndemânatic, vreau să văd, să-mi fac impresie exact, mi se pare foarte îndemânatic la cioplit, la folosit în scopul obținerii de crestături și de asemenea foarte îndemânatic în scopul îndepărtării bucăților de lemn care nu ne sunt necesare, surplusului de lemn de pe diferite proiecte pe care vrem să le facem. Haideți să vedem ce putem obține și așa. S-a răsucit, este un pic într-o parte. Dar asta nu ne împiedică să lucrăm cu mare atenție și ulterior să revenim astfel încât să obținem crestătura pe care o dorim. Să vedem.
Da? Cred că o altă folosință foarte bună, utilă, pardon, activitate foarte utilă, care poate fi făcută cu acest, cu acest toporaș, ar fi cea de bucătărie. Văd ca pe un satâr bunicel, având în vedere dimensiunile, evident, dar cred că poate fi folosit fără probleme pe post de satâr la o bucătărie de camping. Chiar dacă nu pentru așa ceva a fost gândit, sau mă rog, sincer chiar nu știu pentru ce anume a fost gândit, ce a avut producătorul în minte atunci când a făcut acest toporaș. Dar, așa cum vă spuneam, la lucrări care necesită finețe, se descurcă binișor. Vedeți, putem chiar să intrăm sub cioc și să adâncim crestătura necesară, astfel încât în interior să putem să punem o toartă de oală și așa mai departe. Am adâncit destul de mult și acum, dacă vom adânci și din partea aceasta, să vedem ce am reușit să obținem. Și într-adevăr, avem o scobitură destul de sănătoasă în care putem adăuga fără probleme, putem pune o toartă a unei oale și așa mai departe. Bun, vreau să mai văd un lucru. Așa cum am spus, mi s-a părut îndemânos la cioplit și vreau să văd, de exemplu, vrem să facem aici, având în vedere și curba pe care are această bucată de lemn de stejar, vrem să facem o lingură. Haideți să vedem dacă putem să obținem ceva cu ajutorul acestui toporaș. Exact cum mă așteptam, este îndemânos la a îndepărta surplusul de lemn de pe diferite proiecte. Pe care le urmărim. Am reușit să în mare să degroșăm această parte. În mod normal, acum ar trebui să venim cu degroșatul părții din spate, astfel încât să putem obține acea curbură în forma literei S, mai sus aici unde e coada, mai jos unde va veni bolul lingurii. Da, deci cam asta ar fi. Haideți să vedem acum repede dacă poate fi utilizat pentru a obține umegușul de fatwood. Cum mă așteptam, nu este niciun fel de problemă. Putem obține umeguș de fatwood fără niciun fel de dificultate. Exact ce ne trebuie pentru a aprinde focul. Da. Avem aici ce ne trebuie. Dacă am fi lucrat, de exemplu, la toporișca respectiv, cu toporișca respectivă să facem o lingură, nu știu ce, am fi avut o grămadă de așchiuțe de genul acesta pe care le putem folosi la aprins focul. Din păcate, nu am observat la toporișcă niciun unghi de 90 de grade pe nicăieri. Cu alte cuvinte, nu prea cred că vom putea folosi toporișca să aprindem un amnar, să folosim un amnar de feroceriu. Nici pe departe, în situații de urgență putem folosi lama, n-am să fac acest lucru acum, pentru simplu fapt că nu vreau să stric lama. Fără niciun fel de problemă, putem folosi însă alte mijloace. Fatwood-ul nu este de calitate extraordinară, dar așa cum vă spuneam, în cazul în care am reușit să aprindem,
putem să adăugăm așchi de diferite. N-am făcut altceva decât să sting fetul. Așchi de diferite lemne pe care le avem la îndemână sau pe care le putem face. Și ca atare putem obține relativ ușor, mai ales în această perioadă a anului, când totul este uscat în jur, putem obține un foc cu ajutorul, toporiștii. Uitați, deja s-a aprins așchia de lemn de stejar. Dacă peste așchia respectivă am venit și am adăugat alte așchiuțe mai mici, există posibilitatea să putem, vedeți, să putem aprinde un foc. Concluzia. Este util acest topor? Răspunsul este, depinde ce vrem să facem cu el. L-aș lua în pădure să-l folosesc? E un nu. M-aș descurca cu el? Cred că da, după cum bine ați văzut. Este util? În general, are utilitatea lui. Așa cum v-am spus, mie mi se pare foarte util la bucătărie, la o bucătărie de campanie, pe post de satăr, ar merge fără niciun fel de problemă, chiar pe post de cuțit de tocat, cum bine vedeți, având această formă, ne ajută. Și de asemenea, pentru cineva care vrea să facă în natură linguri, căni și așa mai departe, este un topor care permite îndepărtarea unor cantități de lemn destul de importante într-un timp relativ scurt. Nu excelează la niciuna dintre activități, însă este acceptabil la toate aceste activități. Cam atât am avut să vă spun. Sper că v-a plăcut filmulețul. Un weekend plăcut în continuare. Vă doresc!